Binecuvântat să fie Domnul, care așa cum am cântat, la vremea potrivită va veni după noi. Important este ca să fim gata și să-L așteptăm cum se cuvine. O vom face și prin felul în care ne vom ocupa de familiile noastre, pentru ca să găsească Domnul un popor pregătit pentru împărăția Lui. Însă, până atunci, suntem pe acest pământ și trebuie să trăim aici. De aceea, haideți să ne oprim la lecția Educația pentru viața pământească. Pentru că educația copiilor necesită o preocupare din partea părinților și nu numai, a școlii, a bisericii, în toate domeniile vieții. Astfel, copiii trebuie învățați să mănânce, apoi să umble, după aceea să muncească, la vremea școlii sau și mai devreme să citească. Așa cum zicea înțeleptul în acel verset ce l-am pomenit mereu, Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și aceste cuvinte sunt adresate părinților. Domnul Iisus Hristos spunea despre sine și relația de tată, fiu, cu tatăl în Ioan capitolul 5, versetele 19 și 20, următoarele. Adevărat, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe tatăl făcând și tot ce face tatăl face și fiul întocmai. Căci tatăl iubește pe fiul și arată tot ce face și îi va arăta lucruri mai mari decât acestea ca voi să vă minunați. Această relație dintre tatăl și fiul, evident că privea lucrurile mântuirii, dar de aici putem înțelege că este normal pentru un copil să facă ceea ce vede pe tata și ceea ce tata îi arată. Și un tată bun să-și facă datoria și să explice fiului și mama la rândul ei cum trebuie să se pregătească pentru viața de pe pământ. Vreau să reținem că și concepțiile biblice, care sunt de origine divină, despre muncă, bani, sănătate și alte aspecte ale vieții, oferă un mod de viață evlavios, despre care citim în 1 Timotei, capitolul 4, versetele 7 și 8, că are o dublă valoare. Ferește-te de basmele lumești și băbești, pe care din nefericire tot părinții învață pe copii că nu se visează ei cu ele, nici nu s-au născut cu ele în minte. Caută să fie evlavios. Și iată ce valoare are evlavia. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, aici se referă la acele aspecte ascetice prin care cineva este învățat să se înfrâneze, să se controleze. Deci orice educație ar fi, cât de veritabilă, nu are decât o utilitate marginită, pe când evlavia, ascultați, este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Deci o viață evlavioasă este o binecuvântare pentru timpul care îl petrecem pe pământ și cu atât mai mult în cer. De aceea vom aborda împreună câteva principii într-o primă parte și apoi câteva practici în cea de-a doua parte a lecției, observând mai întâi câteva principii generale. Vreau să înțelegem, să ne reamintim că și viața pământească nu este un scop în sine. Noi tot ceea ce învățăm și facem, nu facem pentru viața de aici, ci scopul nostru este dobândirea vieții veșnice. Dacă noi avem nevoie de pâinea cea de toate zilele și trebuie să muncim pentru ea, atunci cu atât mai mult avem nevoie de pâinea care dă viață. Vreau să ne mai amintim o dată de Ionadab fiul Recab, care a învățat un principiu pe copiii săi, pe care eu l-am enunțat astfel. Viața este mai de preț decât bunurile care se pot dobândi în ea. Vă amintiți ce a învățat el pe copiii lui? Citim în cartea profetului Ieremia, capitolul 35, unde peste generații urmașii lui au răspuns. Versetul
6 și în continuare. Să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri, și nici să nu zidiți case, să nu sămărați nicio sămânță, să nu sădiți vii, să nu stăpâniți vii, și toată viața voastră să locuiți în corturi. Și ascultați, ca să trăiți multă vreme în țara în care sunteți străini. Deci toate aceste sfaturi Ionadab le-a dat cu scopul ca ei să aibă multe zile. Dar prin ceea ce le-a spus, ei aveau mai puține bunuri. Trăiau o viață mai simplă. Da, pentru că el a înțeles că viața e mai de preț decât bunurile ce se pot dobândi în ea. El se putea îngriji altfel de copiii lui și să le spună, învârtiți-vă în așa fel încât să fiți cei mai stăriți. Dar întrucât ei erau un popor mic la număr, toți le-ar fi râvnit averea și poate i-ar fi omorât și li s-ar fi stins neamul. Și Ionadab și-a dat seama că mai bine să trăiască copiii lui, chiar mai modest, decât să moară. La fel trebuie înțeleasă viața din lumea aceasta. Deci nu contează la urma urmei care sunt condițiile în care o trăim, ci important este dacă ne păstrăm viața pentru viața veșnică. Pentru că viața este superioară tuturor bunurilor ce se pot folosi în ea. Dar iată mai pe larg cuvintele Domnului Hristos, citesc din Matei capitolul 6, de la versetul 19. El ne-a învățat să privim viața aceasta în raport cu viața cealaltă. Și n-ar fi corect să vorbim despre educația pentru viața aceasta fără a o înscrie acolo unde este locul. Viața aceasta trebuie gândită în raport cu viața eternă. Nu vă știți că mor pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Și strânți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo este și inima voastră. Versetul 25. Nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana? Bineînțeles. Și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Dar cum se face că uneori grijim mai mult de haine decât de trup? Și uneori mai mult de trup decât de viață? Păi că nu înțelegem ordinea valorică. Viața este superioară trupului și trupul superior condițiilor exterioare, îmbrăcăminte, casă și așa mai departe. Iată un exemplu clar din Vechiul Testament, deschideți cu mine la 2 Împărați capitolul 7, unde observăm că oamenii în momente limită înțeleg ce are valoare. Citesc despre asediul Samariei și fuga nebănuită a sirienilor. 2 Împărați 7, de la versetul 7. S-au sculat și au luat-o la fugă în amurg, atunci când omul este normal să se odihnească. Și-au lăsat corturile, cai, măgare, tabăra așa cum era. Și din versetul următor scrie ce au mai lăsat în tabără. Aur și mâncare. Și-au fugit ca să scape viața. Ba încă în versetele în continuare scrie că și-au aruncat și hainele pe drum, să fie mai lejeri la mișcare. De sirienii și-au dat seama că merită lăsat argint, aur, corturi, cai, măgari, mâncare, haine, să scape viața. Deci viața este superioară tuturor bunurilor ce se pot dobândi în ea. Așa trebuie să gândim. De aceea mă întorc la cuvintele Domnului din Matei capitolul 6, care a zis, citesc în continuare, de la versetul 30, după ce a dat exemplu cu păsările pe care Dumnezeu le îngrijește, cu florile care au o durată de viață foarte scurtă, dar pe care Dumnezeu le îmbracă. Așa că, că astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu cine vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile lumii le caut. Tatăl vostru cel cere știe că aveți trebuință de ele, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Deci, am pus ca o piatră de aducere a minte, ca un semn, înainte de a ne ocupa de pregătirea pentru viața aceasta, că viața aceasta nu contează atât de mult, ci viața veșnică.
Ne îngrijim de viața din lumea aceasta, dar pe locul 2. Situăm tot ceea ce este și se întâmplă aici. Așa a vrut Domnul să le arate și prin exemplu care l-a dat în Luca capitolul 12. El a rostit o pildă pornind de la un caz. Pentru că scrie de la versetul 13, unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omul le-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta, țară neom bogat, rodise mult, el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu m-am de să-mi strâng rodurile, iată cel ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletele meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Tot așa este și cu cel ce adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Deci iată că părintele acesta, să admitem că a fost tată, fiindcă n-a înțeles care e valoarea limitată acestei vieți, a murit pe neașteptate și urmașii lui i-au moștenit stilul, numai că se certau care să-i moștenească averea. Fiecare se gândea, cu cât am mai mult, o să fie viața mai bună. Și Domnul a spus, nu e neapărat așa. Viața trebuie gândită în limitele ei. De aceea scrie tot în Luca 16 cu... versetul 14, fariseii care au iubitori de bani ascultau și ei toate aceste lucruri și își bătea joc de el. Eu trag nădejde că o să mă ascultați, nu să vă bate joc de ce spun cu privire la viața aceasta în raport cu viața veșnică. Un al doilea principiu, orice activitate, de la pasiuni, deci de la ceea ce place, și până la obligații, la ceea ce nu place, trebuie să fie în acord cu caracterul și voia lui Dumnezeu. Noi creștinii, împreună cu tot ce avem, aparținem lui Dumnezeu și împărăției sale. De aceea noi nu ne putem permite să facem orice și oricum. La noi scopul nu scuză mijloacele. Avem nevoie de mijloace în lumea aceasta. Dar noi avem un scop, cum am spus deja. De aceea să ascultăm recomandarea înțeleptului din Proverbe, capitolul 3, care sfătuia astfel. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, că cele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-l la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, deci iată ce sfaturi bune să dăm la copii. Încrede în Domnul din toată inima ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socotui singur înțelept, teme-te de Dumnezeu și abate de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele întâi roade ale venitului tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Deci, un tată care dorea prosperitatea copilului său, dar l-a învățat, băiete, ca să te bucuri de toate acestea, fii un om bun, învață să fii credincios, adică să respecti principiile sfinte. Unii vor lucra într-un domeniu mai intelectual, alții într-unul de ordin mai material, mai practic, însă în toate acestea trebuie să ne învățăm copiii să fie oameni onești, integri, pentru că ei sunt copiii lui Dumnezeu. Și lumea aceasta este sub stăpânirea diavolului, dar noi nu trebuie să-i plătim lui tribut. Și tot aici scrie de la versetul 21, fiule, să nu se departeze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chipzuința, că cele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va potigni. Când te vei culca, vei fi fără teamă. Și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te temi nici de spaima năprastică, nici de o năvărire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Deci dacă copiii noștri vor fi oameni care vor avea afaceri curate, vor dormi liniștiți,
Dacă se va întâmpla să vină vreo nenorocire, pământ sau pe pământ război sau alte catastrofe, dacă ei au fost oameni milostivi, Dumnezeu le va purta de grijă. Deci toate activitățile vieții acesteia trebuie să fie în acord cu principiile sfinte. Facem și noi bani, dar nu oricum. Muncim și noi, intrăm în diferite relații, dar nu cu oricine, nu orice relații. Pentru că există servicii ce contravin statutului de creștin. De aceea nu recomandăm ca cineva să se înscrie în armată, să intre și să lucreze la teatru sau în sport, pentru că sunt domenii incompatibile cu normele sfinte. Recomandăm să se evite și politica și alte domenii unde oamenii trebuie să mintă, să înșele, să fie tot timpul supra-solicitați, pentru că și lăcomia de avere este o închinare la idoli. Unii ori mai degrabă poate copiii ne dau o lecție în această privință. Se spune că într-o zi un tată și-a luat băiețelul pe genunchi și l-a întrebat, dar de ce azi ai fost acasă cu mine, ieri ai fost acasă? Și tata i-a spus cu sinceritate, fiindcă firma la care lucrez nu mai are așa mare profit și șeful mi-a dat câteva libere. Și băiatul, după naivitatea, dar priceperea lui, a zis, să dea Domnul nici să nu meargă firma mai bine, să mai stai pe acasă. Pentru că toate aceste principii sunt sfinte, sunt sănătoase și sunt o necesitate pentru noi. Tot aici citim din Proverbe, capitolul 5, de la versetul 3, unde zice că-și buzele femeii străine strecoară miere, cerul gurii este mai alunecos decât un de lemnul, dar la urmă este amară ca pe linu, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri, picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Depărtează drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga și uneori fără mii la anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să trudești pentru casa altuia. Deci iată, dacă nu respecti normele morale, să alegi nimic de munca ta. De aceea recomandăm, de exemplu, dacă un frate, în mod deosebit tânăr, este într-un birou cu o ispitită din asta, dacă nu rezistă altfel, mai degrabă să schimbe locul de muncă, decât să se expună într-un mod prea periculos și în urmă, degeaba e salarul mare, că o să-l împarți cu nevasta din tâi și cu nevasta a doua. Și vlaga s-a dus și mântuirea se suspendă. Deci toate acestea sunt norme la care trebuie să ținem cont. Iată ce zice și în Cartea Efeseni, capitolul 4 și capitolul 5, 4:28, mai întâi cine fura să nu mai fure. Poate cineva a fost la un serviciu de la care era mai mare venitul din ilegalități decât salariul propriu zis, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile la ceva bun. Deci unii când se pocăiesc trebuie să schimbe serviciul, atunci cu atât mai mult trebuie să recomandăm copiilor noștri să nu intre în orice servicii. Sau scrie de la capitolul 3, iarăși din nou despre curvie, lăcomie de avere, nici să nu fie pomenite între noi. Apoi, știți de la versetul 6, nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestui lucru vine mânia lui Dumnezeu peste oameni neascultători. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Odinioară i-ați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrări neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă osândiți-le. Doamne, ajută-ne! Deci se impune ca atât noi cât și copiii noștri să avem principii sănătoase. De exemplu, spune întotdeauna adevărul și numai adevărul. A întrebat odată un șef, dând o probă practică pentru un contabil, dacă șeful tău își cere să minți, ce face? Și primul a spus, depinde dacă e un lucru mai mare sau mai mic. Al doilea a zis, dacă șeful îmi cere asta, e răspunderea lui. Și de-abia pare mi se al cincilea sau al șaselea a spus, eu nu mint din principiu.
a fost angajat. Pentru că și cei nepocăiți adesea caută pocăiți care să respecte aceste principii. Un patron avea un credincios într-un post unde trebuia să facă anumite ilegalități. L-a dat afară. Dar odată a stat de vorbă cu un altul care i-a zis, uite, am nevoie de un om de încredere. Și l-a zis, îți dau eu unul de încredere pe care l-am dat eu afară. Cum? L-ai dat-o afară și mi-l recomand mie. Da, fiindcă eu aveam nevoie de un șmecher, dar tu ai nevoie de unul corect. Omul care l-am dat eu afară nu poate fi șmecher, dar corect prin felul lui de a fi. Să ne ajute Domnul, așa să fim și noi și copiii noștri. Și dacă încă nu suntem, ce bun este Domnul că ne dă șansa să fim mâine. Mai bun ca astăzi, amin? Trebuie să înțelegem tot ca principii de data aceasta specifice vieții pământești că munca este o obligație umană. Și copiii trebuie să învațe asta cât de timpuriu. Dumnezeu când l-a pus pe Adam în grădina Edenului, Genesa 2 cu 15, i-a dat-o în grijă ca să o lucreze și să o păzească. Dar după ce omul a căzut în păcat, orarul de muncă s-a mărit și condițiile s-au înăsprit. Pentru că scrie în Genesa capitolul 3, de la versetul 17, cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ. Și ce a zis Dumnezeu, se adeverește că oamenii nici după ce ies la pensie, tot nu pot să nu muncească. În Noul Testament, în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 10, apostolul fixează o regulă foarte clară și simplu de înțeles, când scrie: Doi Tesaloniceni 3 cu 10. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Scutim bebelașii care n-au învățat încă să lucreze. Dar de îndată ce un copil a învățat să lucreze, trebuie să știe că numai oamenii care muncesc au drept să stea la masă. Munca naște virtuții și are chiar și o valoare spirituală, pentru că prin muncă noi învățăm slujirea creștină și se formează trăsături de caracter, fie că place munca aceea, fie că nu place. Lenea nu formează oameni, parazitismul distruge virtuțile, pe când munca le formează. Iată un caz din cartea A doua împărați, capitolul 4, și lângă acestea îmi stăruie mai multe exemple în minte de copii uneori care au rămas orfani și în viață au ajuns oameni mai capabili decât unii cu părinți. Fiindcă cei care au avut părinți adesea n-au muncit, că a muncit tata până n-a mai putut. Și unii rămași orfani au fost nevoiți ei să-și ia viața în propriile mâini și cu sudoare de la 10-12 ani să se scoale dimineața la 5-6 și să aducă hrană pentru frățiorii mai mici. Am citit nu de mult un caz când într-o zi răcoroasă cu zăpadă se prezintă la un magazin un băiețel de vreo 10 ani și treabă pe vânzătoare, unde patronul, vreau să vorbesc cu el. Ei s-a părut că e o vorbă copilărească, dar sesizând cât de grav și serios e băiatul, a zis, uite acolo. Acesta iese în întâmpinare și spune, domnule, tatăl meu a murit, eu sunt cel mai mare în familie. Mama mi-a spus că eu sunt protectorul ei. Noi ne-am mutat aici, că mama este bolnavă, ea nu are servici, dar problema e că n-are nici haine destule, a vrut să meargă duminică la biserică și n-a putut, pentru că nu are un palton și-i frig. Vă rog, nu-mi dați un palton pentru mama și eu mă angajez să vă fac foc în fiecare dimineață. Zic, măi băiete, dar noi avem încălzire centrală, dacă tot vrei, uite, eu pot să-ți dau paltonul și vin fiecare dimineață să ne cure zăpada. Vă rog.
I-a scris un bilețel și i-a trimis la mama sa: acceptați darul copilului dumneavoastră, o să iasă un bărbat din el. Și băieții el în fiecare dimineață, dar cu greu reușea să măture zăpadă. Într-o zi când s-a îmbolnăvit, a început să plângă și mama: este doar rău. Nu, dar cine curăța zăpada? Și o mamă: angajat pentru paltonul tău. Îți las că trimit eu un bilet. Și a trimis prin copilul vecinului și a venit patronul acela mai târziu și l-a vizitat. Băiete, nu te necăji. Deci iată, copiii care înțeleg uneori datorită vitregii vieții nevoia de a munci. Dar să citim și cazul din 2 Împărați, capitolul 4, de unde putem învăța multe. O femeie dintre neveste de fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit. Și știi că robul tău se temea de Domnul, iar cel ce l-am promotat a venit să ia doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot face pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. I-a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te, cere vase de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, i-a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus și a spus omului Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te și vinde un de lemn și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămâne vei trăi tu și fiii tăi. Copiii aceia, dați-mi voie să cred că știau că urmează să fie robi. Și când au văzut cum curge un de lemn, curja pentru libertatea lor. Dar n-a curs decât așa cum ei apropiau vasele. Pentru că Dumnezeu a vrut ca acea experiență să treacă prin însă și inima lor și prin mâinile lor. Și să vadă că efortul lor de a cere vase, de a le ține. Cu alte cuvinte, nu pot copiii să facă mult. Dar Dumnezeu binecuvintează chiar și munca lor. Pentru a înțelege nevoia de a exista, de a avea o pâine liniștită, cu evlavie, cu cinste și pentru copii. Cred că de aici copiii aceia au înțeles nici să nu se mai bage repede în datorii și să înțeleagă că întâi trebuie plătite datoriile și apoi cumpărat ceva. Că poate ca și copiii, când s-au văzut ei cu bănuții, ar fi năvălit pe mama să spună: mamă, cumpără-ne asta și asta. Da, da, prorocul a zis întâi: băieți, datoriile și după aceea ceea ce vreți voi. De aici putem învăța multe. Oricum, orice lucrare, în orice domeniu, muncă, diferite activități, se exersează acasă, apoi în societate. Și asta îi va face pe copii ca familia să fie un atelier unde o deprindere, chiar mai greu dobândită, totuși poate fi însușită. În familie trebuie să învețe copiii relații cu respect și când primește ceva să mulțumească. În familie trebuie să învețe un efort cu bunătate, că dacă acasă nu muncește cu drag, unde să muncească? Curățenie, igienă, toate se învață acasă. Și apoi, când merge la școală sau în altă parte, va fi ușor să fie așa. Iată ce scrie în această privință înțeleptul în Proverbe 23, de la versetul 15. Fiule, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura. Spuneți-le asta copiilor. Și lăuntrul meu se va veseli când buzele tale vor spune ce este bine. Să nu spismuiască inima pe cei păcătoși, ci să aibă totdeauna frică de Domnul. Căci este o răsplată și nu ți se va tăia nădejde. Ascultă, fiule, și fii înțelept. Îndreaptă-ți inima pe calea cea dreaptă. Nu fii printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbărbează cu carne. Căci bețivul și cel ce se dă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți dremțe. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu-l socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Cumpără adevărul și nu-l vinde înțelepciunea, învățătura și pricepere. Tatăl cel neprinit se veselește, cel ce dă naștere un înțelept se bucură. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Fiule, vedeți? Toate aceste expresii, fiule, și referința la tata, la mama, la diferite activități alimentare, gospodărești, dovedesc că aceste noțiuni trebuiesc implementate și exersate acasă. Trecem și în Noul Testament, unde în Coloseni, capitolul 3, citim ceva de ordin general, dar asta trebuie practicat și în educația copiilor.
Coloseni 3, versetele 12 și 13. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu inimă plină de îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Cred că părinții se bucură cel mai mult când copiii se vor înțelege între ei și va fi o atmosferă de colegialitate, de amiabilitate. Și tot din Noul Testament, ceva bun pentru copii, 1 Petru capitolul 3, de la versetul 9. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, că la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Dragii mei, noi nu avem cum să urmărim copiii noștri dacă nu întorc rău pentru rău față de un coleg. Dar avem cum să-i urmărim dacă întorc rău pentru rău față de frățiorul lor în timp ce se joacă prin curte sau desfășoară o activitate în gospodărie. Și să învățăm ce scrie în versetul următor. Cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău, să facă binele, să caute pacea, să o urmărească. Trebuie să le dăm exemple copiilor noștri prin care să le spunem, uite băiete, un om care atunci când era ca tine, se bătea cu frații lui, arunca cu pietre la vecina, uite ce a ajuns cu el. Și un altul care a învățat să fie respectos și harnic, iată care a fost viitorul lui. Cine vrea să vadă zile bune? Știți, ascultarea de părinți este legată de fericirea din viață și mai multe sunt legate. De aceea să nu uităm să spunem copiilor noștri aceste realități practice. Fiind vorba de aspecte practice, vreau să ne oprim acum în a doua parte și să ne gândim că și noi cei mari și cei mici trebuie să aibă o bună dispoziție sufletească mai întâi pentru a desfășura anumite activități. Nu este tot una să muncești cu drag, știți, Iacob pentru Rahela, fiindcă o iubea, a muncit 7 ani și îi se păreau ca vreo câteva zile, sau să faci 7 ani de muncă silnică, sub stăpânirea unui regim a cărui adversar declarat ești. E o mare diferență. De aceea trebuie să provocăm copiii noștri să trăiască o viață cu folos, să muncească pasionat. Abraham Lincoln spunea, tatăl meu mi-a spus întotdeauna să muncesc, dar nu mi-a spus cum să muncesc. Adică n-a stat lângă el să-i arate o deprindere și nu l-a motivat în mod suficient. Spuneam că asta se sesizează și la cei mari. Astfel s-a oprit cineva lângă o echipă de muncitori care lucrau la o catedrală și l-a întrebat pe primul, ce face? Acesta oarecum indignat zice, tu nu vezi? Mortar! Citat închis. Merge mai încolo, întreabă pe un altul, ce face? Astăzi trebuie să terminăm peretele acestea, trebuie să iasă frumos așa de seară când o să pună becul, să arate totul drept. Merge mai încolo și îl întreabă un altul, ce faceți? Să mai treci pe aici, o să iasă aici un monument. Dar acum suntem numai într-o fază de început. Care era diferența dintre cei trei intervievați? Primul muncea fără pasiune. Pentru că nu avea în față ochiul nicio catedrală, numai mortar. Al doilea avea un proiect de o zi. Îi dulce somnul lucrătorului cu ziua. Al treilea avea o perspectivă. Și el lucra cu pasiune. De aceea trebuie să ne provocăm copiii să găsească pasiunea în ceea ce fac, să le placă. Iată ce zice înțeleptul în Proverbe, capitolul 15, de la versetul 4. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Deci depinde și cum vom vorbi atunci când îi provocăm să muncească. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprinit este mare belșug, dar câștigurile cel rău sunt cu turburare, pentru că n-are împlinire în toate acestea. Și tot de aici, versetul 27, cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Deci cred că aici trebuie să introducem
una din noțiunile amintite anterior, adică să fie oameni integri, să țină cont de voia lui Dumnezeu, apoi să le solicităm să muncească ceea ce va fi și în favoarea lor, că doar la urma urmei pentru ei muncim, orice părinte face ceva pentru copilul lui, a spune chiar în primul rând. Și dacă îi vom face să gândească în perspectivă și să le explicăm că munca este ca și în cazul sădirii unui pom, trebuie să crească, trebuie să aștepți până când va da roadă, dar în urmă te bucuri. După cum zice aici în Proverbe, capitolul 27, versetul 18, cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui. Eu mi-amintesc că în mica noastră grădină avem câțiva pomi și când i-am cumpărat de la dorobanți parte din ei, un băiat a spus, ăsta e părul meu, uite, ăsta e prunul meu. Și acum recent spunea careva, uite ce mare a crescut părul meu. A turnat și el apă atunci de câteva ori până s-a prins bine, că doar la un pom nu prea e mare lucru ce să-i faci, să-l curești și eventual să-l stropești. Dar a trebuit să aștepte. Deci trebuie într-un fel anume să-i motivăm pentru ca ei să poată desfășura toate aceste activități cu pasiune. Evident că ei vor citi și pasiunea noastră. Un verset frumos în această idee este Filipeni 2:22, unde Apostolul Pavel se dă exemplu pe sine și munca desfășurată împreună cu Timotei. Știți râvna lui încercată cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Să știți că și copiii au suficientă imaginație și dacă le prezentăm un proiect, ce frumos o să iasă și ce bine o să arate, s-ar putea să-i motivăm, deși ei se vor obosi repede și trebuie să le mai arătăm o altă planșă și cu altă imagine să-i motivăm, dar încet, încet se poate. Tot ca și stare sufletească, trebuie să evităm răsfățarea copiilor noștri, să nu le împlinim orice dorință și să învățăm că și alții au drepturi și dorințe. Și dacă ar vrea să mănânce două bucăți de prăjitură și fratele lui, unul dintre ei, să nu rămână nici cu una, nu este bine. Dacă vom crește copiii noștri precum băiatul acela din opera lui Caragiale, care făcea tot ce vrea și cu familia și cu musafirii, el era monarhul, un astfel de copil va fi o pacoste și nu-i va putea deplini mofturile nici părinții, nici socrii, nici nevasta, nici guvernul, nici nimeni. Dar dacă va fi sărac în dorințe, apoi va fi bogat în așteptări și în împliniri. Citeam despre Nero, acel crud imperator roman, că a avut un tată foarte înrăit, a fost un om fioros. La un moment dat a văzut un copil pe stradă și n-a dins, a trecut cu carul peste el să-l omoare. Și-a lovit un coleg la o întâlnire din senat să-l omoare. Și soția lui Agripina, mama lui Nero, era o femeie la fel de vicioasă și de rea. Ea a fost întemnițată de împăratul Caligula, iar după aceea a fost eliberată de Claudiu, a apelat la vrăjitori, între timp își dăduse copilul să-l crească un frizer și un dansator. Aceștia au spus că poate să-și facă copilul imperator. S-a dat pe lângă împăratul Claudiu, cu care, deși era rudenie, a reușit să îl determine să o ia în căsătorie și să-l înfieze pe Nero, care, după ce ea l-a omorât pe Claudiu, otrăvindu-l, Nero l-a omorât pe Britannicus, cel care trebuia să fie moștenitor, și a ajuns imperator. O vreme a fost pasionat de arte, pentru că, așa cum v-am spus, unul dintre mentorii săi era dansator, dar după aceea s-a reorientat
și a devenit foarte crud. Era sadic, ca să nu mai zic imoral până la cea mai joasă speță. A luat pe o amantă a unui prieten de-a său fostă soție și după ce a rămas însărcinată a lovit-o să moară. A omorât apoi, după 3 încercări ratate, pe mama lui și cu ultimele cuvinte mama lui a spus: spintecă-mi pântecile, fiindcă am dat naștere și am crescut un Nero. Pentru că răutatea acestui împărat a fost dată, în primul rând, de răutatea mamei sale, de cruzimea ei. În ultimă instanță, senatul l-a destituit și l-a socotit dușmanul poporului. Ce este mai trist este că el a dat vina cu ocazia încendierii Romei pe creștini și au murit atâția frați de-ai noștri. Și toate astea au pornit de la un copil căruia i s-a promis totul. Un copil răzvrătit i s-a promis să ajungă imperator, să facă tot ce vrea. Asta a fost dorința lui de o viață. Nici o patimă, nici o cruzime să nu-i fie interzisă. Ei, asta e ceva dus la extremis. Dar dacă și copiii noștri vor fi lăsați să aibă de toate, să-și permită orice, riscul este unul mare. Iată ce zice o mamă în Proverbe 31 pentru fiul ei. Citesc de la versetul 4. Nu se cade împăraților lemâile, nu se cade împăraților să bea vin. Da, da, un pahar de vin îl cere pe următorul și beția este o patimă provocatoare. Și mama să-i spune: nu bea, nu fă tot ce-ți vine. Nu se cade voievozilor să umble după băuturi tare, ca nu cumva bând să uite legea, să calce dreptul tuturor celor norociți. Dar schimb, iată cum îl învață să aibă o atitudine de apărare a dreptății. Deschideți gura pentru cel mut, deschideți gura, judecă cu dreptate, apără pe cel nenorocit, nu-ți da femeilor vlaga, scrie tot aici în versetul 3. Deci o mamă care și-a învățat copilul nu satisface toate poftele. Învață-te să te înfrânezi, să te abții. Viața are bucurie nu neapărat prin împlinirea tot ceea ce ne dorim. Dacă dăm stomacului toate câte ne cere și ochilor toate câte se vor privite, nu ne facem decât rău. Și aceasta mai întâi pentru copiii noștri. Dacă i-am învățat să muncească cu drag și să se poată înfrâna de la rău, să se abțină de la pasiuni păcătoase, atunci trebuie să-i putem determina în planul lucrurilor abstracte a muncii efective, să învățăm ceea ce privește administrarea banilor și a bunurilor. Pentru că dacă noi aparținem lui Dumnezeu cu tot ceea ce suntem, atunci înseamnă că și copiii noștri împreună cu noi trebuie să fie harnici, dar să respecte un orar sfânt. Apoi, tot legat de aceasta, trebuie să-i îndemnăm să evite creditele și cheltuielile care nu sunt neapărat nevoie. Se observă de la copii, sunt unii care deja au bani adunați la pușculiță, la contul lor. Alții, copii pe clasa a doua, tot datori, datori la frate său, datori la colegul său, pentru că n-au învățat să administreze mai bine ceea ce au. Trebuie grijit că mai târziu, când vor fi mai mari, se vor băga în bancă de se va alege nimic și de moștenirea noastră. De asemenea, trebuie să învățăm un spirit de economie cu lepădare de sine. Deci să te mulțumești cu mai puțin și să iei în vedere și pe alții care poate au mai puțin. Și totodată să nu uităm să-i stimulăm pe linia dărniciei, atât pentru lucrarea Domnului cât și pentru săraci. Iată un text potrivit din Proverbe capitolul 6, referitor la furnică, unde suntem trimiși și de ce nu cu copiii noștri. Uite-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Nu are nici căpetenie, nici privighetor, nici stăpân, totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncări în timpul secerișului. Probabil trebuie să ne învățăm copiii spunându-le, vedeți? Furnica acum ar putea să stea și ea la soare, dar ea se gândește că vine cândva frigul. Voi acum e bine să munciți până sunteți mici, adică până sunteți tineri,
Mai apoi aveți nevoie. Adunați-vă un ban pe când trebuie să vă căsătoriți. Nu faceți nunta pe cheltuială când până atunci își și pune întrebarea celălalt, oare o să fie în stare să adună bani, dacă până atunci n-a adunat. Să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin. Nu vor asta copiii noștri? Numai puțin, că e vacanță. Numai puțin, scoală-te mai repede. Că asta îți va face bine. Căci concediul nu-i de lung cât vacanța. Și trebuie să înveți să fii activ atunci când se poate, ca nu cumva să vină sărăcia peste tine datorită lenevirii. Și tot din Proverbe citesc 13:11. Asta e foarte binevenit pentru copii. Bogăția câștigată fără trudă scade, pentru că ei ar vrea adesea să primească de la părinți, cum zice tot în Proverbe, casă și avere. Și atunci să le mai dea Domnul numai nevastă, da? Dar numai că neprețuind munca, bogăția asta scade, că nu-i truda lor. Dar ce se strânge încetul cu încetul, un copil chiar că numai încet poate să adune și el ceva, dar acest încetul cu încetul crește. Și pe măsură ce copilul crește, o să-i crească și economiile și pasiunea pentru muncă și așa mai departe. Dar să nu scăpăm din vedere ce a spus Domnul Iisus, pentru că trăim într-o economie de piață unde tinerii sunt tentați așa, ca peste noapte să îmbogățească, dacă nu în timp, ambiții, să nu uităm să le spunem. Ce spunea Domnul Iisus cu privire la cazul tânărului bogat, cei ce au avuții vor intra a nevoie. E bine să ne învățăm copii. Un om care avea o avere considerabilă a visat într-o noapte că un proroc i-a zis: la Domnul Iisus în cer, bogații sunt de o parte și credincioșii de alta. Și el zice în vis: da, dar eu am vrut să vă întreb cum e în cer. Tu ascultă-mă ce spun, la Domnul Iisus bogații sunt de alta și credincioșii de o parte și credincioșii de alta. Și visul s-a întrerupt. Astea sunt cuvintele Domnului, nu numai un vis. Visul a avut o referință particulară. Să nu uităm ce spune Iacob în capitolul 5 al cărții sale. Vai de cei ce se îmbogățesc în zile din urmă, într-o zi de măcel. Nu-i problemă dacă cineva are bani, dar știți întâmplarea aceea? Dacă cineva are bani, prima întrebare este cum i-a acumulat. Și dacă răspunsul e că i-a acumulat corect, se ridică o a doua întrebare: cum îi va cheltui? Și aici iară nu-i ușor de dat răspuns. Ce va face cu ei? Cât va folosi pentru sine? Cât pentru alții? În ce măsură va avea în vedere lucrarea lui Dumnezeu? În ce măsură va fi conștient ce trebuie să rămână la părinți, la copii de la părinți? Și mai cu seamă pentru generația din urmă, când oricum vor rămâne bunuri aici, să le prindă potopul Apocalipsei. Este foarte important să creăm în mintea copilului nostru o mentalitate a unei lumi pe care poate o lasă la jumătatea zilelor. Sau dacă nu o lasă și se uită înapoi, pățesc ca femeia lui Lot. Astea sunt cuvintele Domnului Iisus, o să aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. De ce să ne amintim de toată familia lui și de problema care l-a dus în Sodoma și de toate aceste situații? Ceea ce este important, spun în încheierea acestei idei, 1 Timotei, capitolul 6, dacă așa o să ne îndemnăm copiii, o să fie bine. Versetul 17, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe, să nu spună deja niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa că să strângă pentru vremea viitoare drept comoră o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Dumneavoastră știți ce vă spun acum. Dărnicia, adică spiritul de ajutorare, se vede în copil, care vedeți că are aplicații spre dărnicie, rugați-vă Dumnezeu să-l binecuvinteze. Care vedeți că e mai zgârcit, învățați-l să dea, că altfel va fi o problemă pentru el toată viața. Să învățăm pe copiii noștri să facă servicii pentru alții, în favoarea societății, a frățietății, să îi învățăm dărnicia. Doamne, ajută-ne! Și în ultimul rând să nu uităm că viața asta e împărțită pe zile, pe ore,
să răscumpărăm timpul, să fie un orar înțelept de muncă, de odihnă, iar la copii, cum spuneam și într-o lecție anterioară, și de joacă. Zice în Proverbe, capitolul 10, versetul 5, cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face rușine. Într-o familie cu copii rămași orfani, cât timp a fost vară și sezon, s-au bucurat de banii ce au rămas de la părinți. Și niște vecini mai chibzuiți au zis, măi băieți, mergeți și voi și munciți. Ei, noi suntem prea mici și mai avem ceva bani de la tata. A venit iarna, a fost o iarnă grea, a apărut o scumpire, bunurile s-au terminat și de la o vreme nu le-a mai dat nimeni. Și într-o zi zice unul dintre ei către un altul, auzi, du-te, vezi, nu te întâlnești cu omul acela care te-o chema la seceră. Dar trecuse vremea secerii. Dacă ar fi muncit la timp, ar fi avut cele necesare. Închei, ne uitând că valoarea vieții e dată de caracterul omului și apoi de posesiunile lui. Asta să putem implementa și Domnul să ne dea har în copiii noștri. Zice în Proverbe 19, versetul 1, mai mult prețuiește săracul care umblă neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Se spune, măi băiete, mai bine să fii sărac și cinstit decât bogat și mincinos. Pentru că scrie tot aici, în versetul 22, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. Pentru că și dacă te bași chezaș pentru altul, ți se ia patul, și dacă n-ai fost corect, s-ar putea să fii trezit din pat. Dar dacă este corect, are o noapte liniștită. Zice în Eclesiastul, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, el e sătul la suflet. Și în ultimul rând, vreau să înțelegem că și de aceea studiem îndatoririle noastre părintești, că fiecare etapă a vieții le determină pe celelalte. Și întrucât copilăria e prima, determină tinerețea, maturitatea, bătrânețea. Ei, dacă și copilăria determină toate celelalte etape și noi putem determina copilăria, haideți să facem un efort maxim. În copilărie ne putem influența copiii și astfel să le influențăm toată viața. În cazul lecției de față, viața pământească să le favorizăm, îndemnându-i să facă școală, îndemnându-i să muncească. Evreii spun că cine nu școlarizează copilul și nu îl învață o meserie, îl face hoț. Noi putem să ne determinăm copiii, cel puțin într-o anumită măsură. Și închei cu cele scrise în Proverbe 4, în această idee, de la versetul 1. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Deci să insistăm. Și acum declară fiul, peste ani, căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiul jinga și singur la mama mea, ea m-a învățat atunci și zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi, deși le arătăm efectele de durată. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai dobândește priceperea. Înalți-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi costelul și te cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Să insistăm și le spunem, dragul mamei, draga mamei, de felul în care acum înveți, depind toți anii tăi și într-o anumită măsură să tragem nădejde că vor pricepe. Scrie în continuare aici, eu îți arăt calea înțelepciunii
Te povățuiesc pe cărările neprihănirii, când vei umbla pasul nu ți se va fi stângerit, când vei alerga nu te vei potigni, ține învățătura, nu o lăsa din mână, păstrează-o, că ce este viața ta. Foarte mulți părinți au învățat verset de aur, acest verset pe copiilor, ține învățătura, nu o lăsa din mână. Ce înseamnă asta? Să o păstreze peste ani. Păstrează-o, că ce este viața ta, adică toată viața vei putea fi câștigat, avantajat. Doamne, ajută-ne să nu vă simțiți amărâți, cei care, ca și mine, n-ați reușit să faceți totul până acum. Ce nu mai reușim să facem cu copiii, facem cu nepoții. Mă ajutăm și pe alții din adunare. Și toți împreună, într-o legătură a dragostei, să facem în așa fel ca neamul de oameni care vine să-L cunoască pe Domnul. Dar și aici pe pământ, acesta a fost subiectul lecției noastre, să ducă o viață evlavioasă, cu cinste, și Dumnezeu să le dea bucurie. Amin.